probabil din ideea de a face ceva ce nu s-a mai făcut până acum în județul Giurgiu, Consiliul Județean a organizat o dezbatere publică la Ateneul Nicolae Bălănescu. Două puncte pe ordinea de zi. Strategia de dezvoltare socioeconomică a județului Giurgiu 2014-2020 și bugetul propriu de venituri al Consiliului Județean pe 2014. Invitați numai unul și unul, primari, consilieri locali și județeni, reprezentanți ai mediului de afaceri, șefi ai instituțiilor deconcentrate și directori de bănci. Moderator, directorul Institutului de Politici Publice, Violeta Alexandru. La primul punct, prezentarea strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu a aparținut reprezentantului firmei de consultanță care a întocmit materialul. Hărți complicate, exprimări academice, informații deja cunoscute despre județul Giurgiu și foarte multe date statistici și diagnostice au făcut ca mulți dintre cei prezenți să-și piardă interesul. Noroc cu telefoanele mobile, internetul sau chiar cu integramele, care au făcut ca timpul să se scurgă mai ușor. Unii și-au permis chiar să și glumească, în timp ce la tribună se vorbea despre planuri de dezvoltare. Domnilor primari, bună ziua, vă rog frumos să-mi spuneți și mie despre ce se discută astăzi. Aveți cumva în plan astăzi să mergeți în teritoriu? Avem găini la proțap? Alții au ales să plece, spun că știu deja ce au de făcut, cât despre buget, fie ce-o fi. De ce ați ieșit din sală, în primul rând? Ascultăm aici. Da? Da. Cum vi se pare dezbaterea, inițiativa de a vă... Foarte bună, da, foarte bună. E nevoie de o strategie pentru a dezvolta județul Giurgiu și localității? Da, e nevoie. Fiecare localitate are strategia de dezvoltare, precum Ghimbațul are. Asta se discută și de dezvoltarea județului. Văd că aici este și invitat de la Ruse, precum prefectul, și sunt foarte importante lucruri cu care se dezbat. Da. La bugetul de la... Ascultăm aici, știm, cunoaștem. Între timp, în sală au ținut discursuri prefectul de Ruse, reprezentanții unor instituții bancare, oameni de afaceri și primari, unii dintre ei mai mult sau mai puțin mulțumiți de cuprinsul strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu. Normal ar fi trebuit să înceapă această strategie cu adrese și cu discuții cu toți primarii de UAT-ul. Așa. Îmi pare rău, dar nu cred că mi-ați trimis. Strategia de dezvoltare cuprinde foarte multe informații, ce este foarte bine, deci foarte multe, iar ceea ce vrem să facem, le lăsăm la nivel de eu știu, o să facem sau nu facem. Zona noastră trebuie să devină, cum de fapt a mai și a fost înainte, și cu zona din partea adunății Copăceni, cei care sunt alângă noi, pe aici să devină o zonă leguminoasă. Pentru că aprovizionarea capitalei făcută din Turcia, cu mărar, cu pătrunjel și așa mai departe, mi se pare o rușine chiar pentru țara românească. Cred că aici mai trebuie lucrat și la sprijinul de acordare care trebuie primit, fie din partea băncilor, cu implicarea statului, în finanțarea, în ajutorul de cofinanțare atât a unităților administrative teritoriale, cât și agenților economici. Că la ora actuală, noi cam batem pasul pe loc, vorbim de creșterea PIB-ului, dar mie mi se pare că creșterea asta este artificială, nu are o susținere materială. Rămâne să vedem câte din aceste nevoi se vor rezolva, iar surse de rezolvare acestora vor fi, pe de-o parte, programele operaționale, dar nu numai. Spunea cineva aici în sală că principala noastră așteptare trebuie să fie următoare programe operaționale. Documentul intitulat Strategia de dezvoltare socioeconomică a județului Giurgiu 2014-2020 numără 230 de pagini, dar surprinzător nu conține strategia de dezvoltare a vreunei primării din Giurgiu. Mai mult, stufosul document va fi supus preaprobare marți în ședința Consiliului Județean. Până atunci, bifăm a doua dezbatere publică din istoria județului Giurgiu, după cum spune președintele Vasile Mustățea, de fapt mai mult o întâlnire publică. Potrivit Dex-ului, dezbaterea reprezintă o analiză a unui subiect de interes general, deci nici vorbă de așa ceva la Giurgiu.